Salutare! În această lecție vom învăța pasul de bază de sârbă, o variațiune a pasului de bază și două tipuri de deplasări. Dar, înainte să începem, probabil crezi că pasul de bază de sârbă este foarte, foarte complicat. Nu este. Da, e foarte simplu, sunt decât trei pași. Problema care apare la acest pas și la acest dans este faptul că sunt doar trei pași și nu sunt patru. Muzica este construită din optim muzical, adică multiplu de 2, 2, 4, 6, 8, iar pasul nostru de sârbă are decât 3 pași sau 3 timpi și asta înseamnă că nu o să fim de fiecare dată la începutul frazei muzicale exact așa cum am început primul nostru pas. Și asta ne dă puțin peste cap pentru că nu știm exact dacă suntem bine sau nu suntem bine. Dacă aveam un pas cum e, de exemplu, pasul de horă 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de fiecare dată când începea refrenul sau strofa știam sigur că suntem bine pentru că sunt în față. La pasul ăsta de sârbă nu e așa și din când în când ai impresia că nu ești corect pe ritm. Dar dacă ții ritmul cum trebuie, adică aceeași distanță dintre pași pe tot parcursul dansului, o să fii bine de fiecare dată. Ok, hai să începem. Cum facem pasul de bază? Vom începe cu piciorul drept în partea dreaptă și pășim pe el. 1, urmează stângul lângă 2,